căsuța mea a fost turnul acela. Întâlnirea cu părintele a produs multe lucruri bune. Când a venit părintele Stariț, aici era o ruină. Nu avea un să stea. Am plâns toată ziua și mă uitam pe cer, viu unii scumpul meu mântuitor, va veni foc. Și astăzi ne bucurăm că a prosperat, că avem lucruri atât de frumoase de văzut și ne găsim pacea și liniștea în acest colțișor de rai. Eu am fost pe timpul când am văzut, când o plâns icoana Maicii Domnului, în 2003, pe noaptea la ora 12, când s-au început rugăciunile de noapte. Că noi suntem fii.